Lovitură incredibilă dată de Horațiu Moldovan, portarul român ajunge la Atletico Madrid. După ce a fost dat ca și transferat la Betis Sevilla, Horațiu Moldovan a dat lovitura carierei. Atletico Madrid i-a trimis azi noapte o ofertă portarului român care n-a stat deloc pe gânduri și a acceptat-o imediat. Potrivit informațiilor, portarul va semna un contract pe 4 ani și jumătate cu Atletico, unde va fi remunerat cu 800.000 de euro în primul an. Salariul lui Moldovan va crește apoi cu 180.000 de euro în fiecare sezon. Credeți că fotbalul românesc a început să-și revină?